Bine ne-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune de sărbătoare, la o nouă emisiune de Crăciun. Ne bucurăm în continuare de atmosfera sărbătorilor. De cei dragi alături de noi, dar și de invitați speciali. Alături de noi astăzi se află Elena Cristina Cristea, cunoscută mai mult pe plan național decât pe plan local. Numele de scenă, Cristinel, solistă de muzică ușoară. Mult mai multe o să aflăm împreună astăzi. Crăciun fericit și bine ați venit la emisiunea noastră! Mulțumesc! Crăciun fericit dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Multă sănătate, fericire și lumină în suflet! Vă mulțumesc pentru invitație! Romașcanii sunt curioși să afle cine este Cristinel. În afară de faptul că am absolvit o facultate de drept, având profesia de consilier juridic, am o pasiune de când eram mic copil, muzica ușoară. Pasiune care în sfârșit am reușit să mi-o împlinesc într-un fel prin realizarea primului meu album de muzică ușoară, intitulat Lumea mea. E un mare lucru pentru mine și sunt fericită că am reușit să mi împlinesc visul, după cum v-am spus. Ați avut un parcurs profesional interesant, un parcurs interesant și în domeniul muzicii. Începuturile de când datează? E foarte interesant parcursul meu și profesional, dar mai ales în muzică. Pentru că, după cum v-am zis, am început să cânt de mic copil. În timpul liceului am cunoscut-o pe solista Mihaela Arunceanu, cu care am început o colaborare, în sensul că am urmat cursurile Școlii Populare de Artă la București, la clasa Mihaela Arunceanu Ionel Tudor. Acest lucru s-a întâmplat 2 ani de zile, după care în 1992 am început să colaborez cu ansamblul Doina Alarmatei din București, timp de 7-8 ani, perioadă în care am început să înregistrez și primele piese în prima audiție. Am colaborat cu compozitorul Dinu Giurgiu, după care am început o colaborare cu compozitorul Eugen Berta din Onești, compozitor care a promovat nume mari ale muzicii ușoare românești, Loredana Groza, Alexandra Ungureanu, Cristina Spătar și altele. Acest compozitor mi-a încredințat 3 piese în prima audiție, care se regăsesc pe albumul Lumea mea. Au început și primele colaborări cu Radio Iași și Radio România. De asemenea, primele filmări pe care le-am făcut la TVR1. Știu că în 1994 și 95 era o emisiune la TVR1, Bună dimineața România, cu care, unde am apărut cu câteva videoclipuri realizate de Nicolae Modreanu și Tudor Mărăscu. De asemenea, la TVR Iași am făcut câteva filmări, chiar filmările au fost realizate în Orașul Roman. Există acasă o casetă pe care se găsesc aceste filmări, casetă care poate fi văzută numai la un video, pentru că n-am reușit să trec filmările pe un DVD. Ați colaborat cu nume mari din muzica românească. Da. Foarte interesantă mi se pare colaborarea cu Mihaela Arunceanu. Da. Și cum de ați ajuns tocmai la Mihaela Arunceanu? Pentru că este vorba de un nume mare. Muzica românească. Pur și simplu, nu știu, atunci aveam mai mult curaj. Așa. Deci am găsit numărul de telefon într-o revistă de specialitate, deci într-o revistă muzicală, un interviu și numărul de telefon. Am sunat-o și am spus că îmi doresc foarte mult să cânt, îmi place muzica, îmi place foarte mult stilul ei de muzică și, într-adevăr, nu știu, mi se părea un om extraordinar și o voce deosebită. Și, într-adevăr, când am cunoscut-o, mi-am dat seama că este un om deosebit. Păcat că a avut soarta care a avut-o și că nu mai există printre noi. Pentru că sunt sigură că și eu
aș fi reușit să mă realizez mult mai mult, să fac mult mai multe în muzică dacă ar fi existat Mihaela Runceanu, care a fost primul om din București care mi-a întins o mână. E mare lucru. Cum este în această lume a muzicii? E destul de greu să răzbești. E foarte greu. Probabil că, nu, în primul rând, numai talentul nu este de ajuns. Deci dacă n-ai acel dram de noroc, e foarte greu. E foarte greu, dar să sperăm că Dumnezeu o să mă ajute. Mai târziu o să vorbim de anul 2008 și de faptul că anul 2008 v-a adus albumul Lumea Mea. Să vorbim de participarea la spectacole, la festivaluri naționale de muzică. La festivaluri, singurul festival la care mare la care am participat cu ceva timp în urmă a fost festivalul de la Mamaia, cu o piesă care se regăsește pe albumul Lumea Mea. Piesa se intitulează Aveam nevoie de iubire. Piesă care, din nefericire, nu a luat niciun premiu, dar o piesă foarte bună. A fost o perioadă în care am fost destul de dezamăgită de faptul că nu reușesc să îmi promovez ceea ce cânt. Și acum, fiindcă au existat unele persoane care știau că eu cânt și știau și ceea ce cânt și mi s-a spus de multe ori este păcat să nu continui, am reluat această pasiune muzica. Am înregistrat piese noi și am scos acest album. Acum e lucrul cel mai important pe care trebuie să-l facă un artist după ce își lansează un album, să-și promoveze piesele. Acest lucru este foarte greu pentru că totul este bine până la partea financiară. În momentul în care nu dispui de foarte mulți bani, e greu să faci ceva. E foarte greu. Poate că e dureros să spun acest lucru, dar cam așa merg lucrurile la noi. La noi valoarea contează mai puțin, ca de altfel pot să motivez acest lucru. Sunt foarte mulți care ajung să cânte și care poate nu merită să cânte. Multe așa numite vedete care ajung peste noapte. E simplu să faci playback, dar eu sunt tipul de om care într-un spectacol nu-mi place să fac playback. Îmi place să cânt. Și e greu. Dar dacă nu lupți, totul este greu. Totul este. Nu neapărat să faci muzică. Orice este greu. Dar trebuie să merg mai departe. Ce stiluri de muzică abordați? Pe acest album sunt mai multe stiluri. Am o piesă latină, o piesă un gen sirtaki. Am o piesă house, blues, în general muzica de discotecă, pentru că este greu acum în România să spui, domnule, vreau să cânt asta sau asta. Nu știu, probabil la noi trebuie să cânti exact muzica care se vinde. Pentru că sunt foarte mulți, de ce să nu recunoaștem, care nu fac muzică de dragul artei, fac muzică pentru a câștiga bani. Deci, probabil, muzică comercială. Nu știu, pentru că eu, la un moment dat, am devenit atât de dezamăgită, încât am zis, domnule, dacă muzica asta nu prinde, faptul că am încercat să vând albumul în mai multe orașe, și în roman, și în roman este singurul loc unde nu s-au vândut decât două albume. La magazin nu pot să spun ce magazin. Însă, mi s-a spus, domnule, nu se vinde această muzică, aia se vând manele, muzică lăutărească și am zis, domnule, dacă vreau să câștig bani, atunci mă apuc de manele și gata, dacă... Dar nu este stilul de muzică care îmi place. Eu sper totuși că se schimbe ceva în muzică, în general, pentru că la noi în țară acum nu poți să spui, dacă ți se pune întrebarea ce stil de muzică cânti, nici nu poți să răspunzi la această întrebare. Că nu știi exact ce stil se caută și ce stil este agreat de auditori. Și totuși, două dintre piesele pe care le interpretați au ajuns în acest an în topul realizat de Radio România Actualități. Da. Cum au ajuns acolo? Cum au fost primite? Au ajuns foarte greu acolo, așa.
la domnul Titus Andrei. Domnul Titus Andrei a participat, pentru că am uitat să vă spun, pe 20 mai am avut lansarea albumului la București, la un club unde au participat nume foarte mari. Domnul Titus Andrei de la Radio România Actualități mi-a scris câteva cuvinte pe album și el a fost cel care mi-a propus ca două piese de pe album să fie promovate în topul. Dar haideți să vedem și ce a spus Titus Andrei despre acest album. Ascultând-o pe Cristina Hristea, ai senzația unui micro-univers nedescoperit până acum. Timbru distinct și un vibrato nativ mai rar în muzica actuală. Uneori consacrarea poate fi o pedeapsă. Pentru Cristina, acest album ar fi bine să rămână începutul frumos și perfect. Lucruri foarte, foarte frumoase. Cum a fost cu această colaborare cu domnul Titus Andrei? Da, deci este mare lucru să ajungi la domnul Titus Andrei. După lansare, domnul Titus Andrei mi-a propus ca două dintre piese să fie incluse în top 30 România. Însă aceste piese, ca să rămână în top, trebuie neapărat să fie votate. Lucru care nu prea s-a întâmplat. Deci piesa, una dintre piese care speram să întrunească numărul de voturi ca să poată rămâne în primele 30, nu a întrunit și evident că nu știu dacă acum se mai regăsește sau nu în post, în top, nu a mai fost difuzată. E dureros, pentru că vrei să faci un lucru și până la urmă nu e așa. Calea este mai dificilă, dar da. Rezultatul o să fie cu siguranță bun. Dar să vedem, ne-ați spus că în Roman situația a fost un pic mai dificilă, dar ce s-a întâmplat în alte orașe? Acolo oamenii au fost altfel. Da, deci în primul rând la Radio Iași am apărut pe post la foarte multe emisiuni și chiar piesa acum... deci cred că sâmbăta asta sau sâmbăta viitoare va fi propusă pentru Top 10 România, top realizat de Sorin Lupașcu de la Radio Iași. De asemenea, în emisiuni realizate de domnul Aurel Brumă, tot de la Radio Iași, vă mai spuneam că foarte multe apariții am avut în orașul Onești, în foarte multe spectacole și la posturile locale de televiziune. De asemenea, albumul s-a găsit într-un magazin specializat pe muzică în Onești. S-a vândut o parte din el. Sper să fie bine, să se mai cumpere. Mai mult mă interesează să știu dacă cei care ascultă albumul mă acceptă ca artist și preferă acest gen de muzică pe care îl propun eu. Adică e foarte important pentru mine. Până aveți... una alta, iubesc atât de mult muzica încât acum nici nu prea mă interesează partea materială, cât mă interesează întâi să ajung cunoscută într-un fel și după aia să mă gândesc și la un anumit câștig. Aveți și suportul familiei? Da, în primul rând. În primul rând, suportul familiei. Dar sper să existe și un alt suport din alte părți pentru ca să pot continua ceea ce am început. Cum a fost în această perioadă a sărbătorilor de iarnă? Dumneavoastră ați fost gospodina principală, presupun. Da. Nu doar la muzică vă pricepeți, ci și la bucate. Ce ați spus pe și la masă gătit, de Crăciun? Câteodată mai greșesc, dar încerc să fiu cât mai, să fac bucate cât mai bune. Păi, bucate tradiționale, normal. Sărmăluțe, cozonac, colăcei pentru colindători, friptură de porc și alte bunătăți. Probabil v-ați ocupat și de a crea o atmosferă specială. Bradu, cine s-a ocupat de el? Eu. Tot dumneavoastră? Eu, da. Toate da. Le faceți? Toate le fac. Și soțului ce i-ați lăsat? Nu, el se ocupă de colindători. Da, da.
de colindători. Ce urmează în 2009 pentru Cristinel? Urmează să mai fac câteva piese noi. Deci îmi doresc foarte mult să înregistrez două piese etno. Am fost invitată, de fapt, la postul favorit de domnul Aurel Moldoveanu, două piese etno, pe care le voi prezenta după sărbători, pentru că nu am avut timp să le înregistrez. Vroiam să vă mai spun ceva. Piesele care se regăsesc pe albumul meu sunt înregistrate în studio la domnul Jolt Chereștei și v-am spus, îmi doresc foarte mult să fie cunoscute cei care ascult muzică. Ce le urați romașcanilor acum pe sfârșit de an? Ce să le urez? Sănătate, fericire, împliniri, bucurii și 2009 să fie mai bun și să traversăm cu bine această criză, să avem numai realizări și Dumnezeu să ne apere de rele. Și dumneavoastră vă doresc numai bine, Crăciun fericit și tot ce vă doriți. Un an 2009 plin de succes, vă urăm și noi și vă ascultăm cu viu interes. Așteptăm programul pe care l-ați pregătit pentru noi astăzi. Mulțumesc!